Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat guvernului plângerile depuse de procurorul general suspendat Alexandru Stoianoglo. Este vorba despre cererile depuse pe faptul persecutării pe criterii politice, plasării ilegale în arest la domiciliu, al restricțiilor de comunicare cu presa, dar și alte cauze. Despre acest lucru au anunțat avocații lui Stoianoglo, Victor Munteanu și Iurie Mărgineanu. Ministerul Justiției a menționat printr-un comunicat că va solicita opiniile tuturor autorităților implicate și va veni cu o opinie separată pe acest caz. Pe pagina sa de Facebook, avocatul Victor Munteanu a scris că CEDO a comunicat în regim de urgență Guvernului Republicii Moldova ambele plângeri depuse de procurorul general Alexandru Stoianoglo pe faptul persecutării acestuia pe criterii politice, plasării ilegale în arest la domiciliu, al restricțiilor de comunicare cu presa și al restricțiilor de întrunire și, mai important, al suspendării din funcția de procuror general. După ce vor fi studiate documentele parvenite, vom informa societatea despre detaliile cazului examinat de Curtea Europeană, se precizează în postare. Am încercat să aflăm mai multe detalii de la avocații lui Stoianoglo. Contactat de TV6, Victor Munteanu ne-a spus că, în conformitate cu procedura, guvernul trebuie să-l restabilească pe Stoianoglo în funcție. În caz contrar, Moldova ar putea pierde acest caz. Guvernul s-a propus fie merge la reglementarea meabilă, asta înseamnă că să-și retragă toți pașii întreprinși și să revină la legalitate, ori dacă nu, noi mergem în hotărâre și examinarea cauzei pe fond, în sensul că dacă curtea constată violarea drepturilor domnului Stoianoglo, o să trebuiască să-și bată cap cum să-l restabilească în funcție și cum să-l repună în drepturi. Un dosar penal pe așa un subiect, împotriva la așa o persoană, să fie părintem de o oră și 30 de minute din articol de presă, asta nu se privește bine. Cetățenii Republicii Moldova, din cauza eșecurilor persoanelor responsabile, vor trebui să achite din buzunarul lor pentru aceste fără de lege. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Anastasia Taburceanu, ne-a spus că reprezentanții Ministerului Justiției sunt responsabili de acest subiect. Iar la scurt timp, Ministerul Justiției a publicat un comunicat în care se spune că instituția, agentul guvernamental, va solicita opiniile tuturor autorităților implicate și în termenul acordat de către curte, adică până în data de 22 septembrie acestui an, va prezenta poziția guvernului referitoare la cererile menționate. Ministerul precizează că acestea vizează aspecte procedurale și nu se referă la procedura de demitere a lui Stoianoglo din funcția de procuror general. Cele două plângeri au fost depuse de Stoianoglo la CEDO în luna ianuarie. Avocații săi au solicitat ca acestea să fie examinate în regim de prioritate. Procurorul general suspendat a fost reținut în luna octombrie a anului trecut, iar ulterior a fost suspendat din funcție. El este învinuit pe 5 capete de acuzare, precum abuz în serviciu, corupție pasivă, fals în declarații și depășirea atribuțiilor de serviciu. Anterior, Stoianoglo a spus că nu există probe ce l-ar putea băga după gratii, menționând că dosarul său este politic, deschis la comanda președintelui Maia Sandu. Acuzațiile au fost negate de șeful statului, care a cerut în acest caz o anchetă transparentă și lipsită de abuzuri. În aprilie curent, o comisie specială de evaluare a calificat drept nesatisfăcătoare activitatea lui Stoianoglo, oferindu-i 2,19 puncte, acesta fiind notat pe o scară de la 0 la 10, iar CSP a înaintat Maia Sandu un demers cu propunerea de a-l demite. Președintele nu a semnat deocamdată cererea.